Domnul Domnișoarelor și domnul, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune în care examenul maturității spune totul, pentru că, iată, după cum poate bănuiți, în acest început de lună a avut loc poate cel mai important eveniment sportiv din Maramureș, cel puțin din ultimii 40 de ani, și anume Campionatul Mondial de Orientare rezervat tineretului, o competiție de înaltă ținută, un examen al maturității pentru Clubul Sportiv Electrosistem Baia Mare, pentru că el a fost creierul acestei inițiative și cel care a dus greul acestui eveniment sportiv. Dar haideți să vedem un maraton al orientării întins pe parcursul la o săptămână, alături de invitatul meu din această seară, Ivan Sebește, în direct OCS Electrosistem. Bună seara și bine ai revenit! Bună seara și bine v-am găsit probabil la ultima ediție legată de Campionatul Mondial de Orientare pentru Tineret Baia Mare 2023. Ultima ediție, speram să nu spui că va fi ultima ediție la care vii. Îți înțeleg oarecum, să spunem, obiectivitatea, însă trebuie spus că, așa cum știu și spectatorii, v-am lăsat o săptămână să vă reveniți, tocmai pentru că ați avut la fel o săptămână de foc, însă înainte de această competiție au fost luni de foc și o săptămână extrem de grea cu un campionat mondial, să spunem 41 de națiuni, 420 de sportivi, foarte multe locații pe care le-ați atins, inclusiv în zona Cafnic, Valea Albă, Șișești, oraș, municipiul Baia Mare. Da. Încă pentru noi, încă nu s-a terminat. Da, pentru concurenții oficiali s-a terminat competiția. Noi încă mai avem de strâns după Campionatul Mondial de Tinerete Joc 2023. A fost o competiție de vis. Deci ne-am confruntat cu o organizare la maxim. Noi nu visam că o asemenea organizare poate fi de o asemenea complexitate. Da, ne-am lovit de foarte multe chestii noi pentru noi. Dar eu zic că ne-am descurcat foarte bine. Acum, în principiu, suntem aproximativ relaxați. Dar încă nu sunt puse toate la punct, gen contabilitatea, materialele, relațiile cu autoritățile. Sigur că avem dat o grămadă de mulțumiri tuturor celor care ne-au ajutat, autorități, firme, voluntari, o grămadă de voluntari ne-au ajutat în demersul nostru de a organiza acest campionat mondial. Deci probabil că acum a trecut o săptămână, probabil că va mai dura încă o săptămână până să intrăm în starea de normalitate după organizarea unui asemenea eveniment. Foarte multe resurse umane, resurse materiale asigurate, cum spuneai și tu, de principalul susținător, și anume CS Electrosistem Baia Mare. Foarte multe resurse umane, pornind cu jandarmeria, voluntarii, Crucea Roșie, alte servicii pe care le-ați avut și care v-au oferit tot sprijinul pentru desfășurarea acestui eveniment. Și de ce nu un timp foarte scurt de la încheierea acestei ediții, în care trebuie să vă puneți la punct partea de gestiune, partea de deconturi. Da. Așa cum am zis, încă nu suntem în punctul de a zice că gata, am terminat. Dar spectacolul propriu zis s-a încheiat duminica trecută, sâmbătă trecută. Da, într-adevăr, sâmbătă seara după petrecerea de final s-au terminat campionatele mondiale de orientare pentru tineret. Noi, sigur, continuăm. Dar aș vrea să, în primul rând, să mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au ajutat. Așa cum am zis, a fost o organizare foarte, foarte complexă. S-a derulat pe parcursul a aproximativ 4 ani de zile. La început, eu personal am dus
greul acestei organizări, sigur, prin relațiile cu autoritățile, prin buletinele alcătuite, prin studii de fezabilitate, prin încheierea cu încheierea de parteneriate cu diferiți sponsori, cu diferiți cei care trebuiau să asigure niște servicii, după care au început piramidal să se închege o echipă de organizare tehnică și voluntari. După mine, cel mai echipa care a dus greul în această organizare au fost echipa de militare de la unitatea militară 01354, batalionul 813 Infanterie Maramureș, care sunt specializați pe orientare și au dus greul începând încă de anul trecut să fie alături de mine și să începem să organizăm în principiu antrenamentele oficiale pentru a se obișnui oaspeții noștri cu terenurile și pădurile din Maramureș. Pentru că trebuie spus, acest campionat mondial a fost prefațat și de luni întregi de pregătire ale mai multor loturi naționale. Sigur, nu, deci... deci pregătirile astea nu erau obligatorii, A fost opțiunea lor ca să vină să se pregătească. Dar voi mare. Erați oarecum obligați să le asigurați? Bineînțeles, noi am fost deosebit de deschiși la această activitate, chiar am invitat să vină în Maramureș. Și atunci, în primul rând, mulțumim unității militare și domnului comandant care ne-a facilitat și ne-a încurajat să participăm la aceste activități. Mulțumesc tare mult lui Bele Felician, Tot Zoltan, Biro Alexandru, Rob Claudiu, Dea Canca, care au răspuns prezent tot timpul când a fost nevoie de ei și am organizat toate activitățile care au necesitat pregătirea acestor antrenamente. Au dus greul, dar a ieșit o treabă foarte bună din acest punct de vedere. Sigur că și domnul comandant al unității militare, domnul Marcel Drechici, îi mulțumim foarte mult pentru asta, că am înțeles că activitatea este deosebită și unică pentru orașul Baia Mare, deși nu este neapărat o competiție pur militară, dar prin prisma faptului că orientarea este un sport militar. Orientarea este sport participant la campionatele mondiale de orientare militare. Așa că o legătură totuși este și am avut o foarte mare deschidere din partea armatei în acest sens, așa că îi mulțumim și domnului comandant foarte mult și militarilor care au dus greul în această perioadă. Partea complexă, la fel de complexă, a fost și competițiile găzduite în oraș. Pentru că trebuie spus că inclusiv s-a avut în vedere păzirea acestor posturi de control, să nu existe probleme cu ele și de ce nu chiar să nu fie deteriorate. Sigur, acum... Și vorbim de două zile de traseu pentru două zile de concurs. Da. Cel de sprint urban, dacă nu greșești, și ștafeta. Da. Acum, o parte a orientării, adică partea orientării știe în general că dacă concurenții vin și pe traseu nu găsesc un post de control, asta implică o foarte mare, mare bătaie de cap. Și una din cauzele pentru care concurenții nu pot să găsească postul este lipsa acelui post de control din traseu. Și asta poate fi datorat în principiu unor cetățeni răuvoitori care decid ei că trebuie să ia acel post de control deși nu le aparține, deși nu au ce să facă cu el, dar îl iau din acel loc și atunci o să apar probleme foarte, foarte mari și cu consecințe foarte grave, inclusiv anularea
unui campionat mondial dacă acel post de control lipsește. Și pentru asta, sigur că am apelat la voluntari ca să păzească acele posturi de control. Ei s-au situat mai discret, dar să aibă vizibil tot timpul postul de control pentru a se asigura, pentru a ne asigura că acel post de control nu va fi deteriorat sau furat din acel loc. Să spunem că ați început duminica trecută sub auspiciile unei anunțate ploi, care însă nu s-a mai arătat un lucru foarte bun, cu acea deschidere oficială în centru vechi, într-un ambient total inedit, cu participanții celor 41 de națiuni, oferindu-le un spectacol artistic și care au reușit să stea împreună în centru vechi pe acele cuburi. Cred că e un lucru inedit pentru o competiție sportivă găzdită în Maramureș. A fost visul nostru să facem o deschidere frumoasă și deosebită ca să rămână în mintea și participanților, a celor 40 de țări. Foarte, foarte interesant și nu știu cum vremea ne-a ajutat din acest punct de vedere. Am început defilarea din zona McDonald's. Mulțumim autorităților care au închis drumul situat între McDonald's și platoul Revoluției. Planul era ca țările să defileze în urma fanfarei din Tăuții Măgăreuș, care, apropo, am avut pentru prima oară contact cu fanfara din Tăuții Măgăreuș, foarte, foarte frumoasă, este alcătuită din marea majoritate din copii, care pe mine m-a impresionat foarte mult. Este o fanfară deosebită, sigur, nu este profesională, nu este, dar la nivelul lor de copii, mie mi s-a părut ceva deosebit și foarte, foarte, foarte mulțumesc fanfarei că a venit și să ne ajute la deschiderea acestei competiții. Dar revin, planul era ca să defilăm din zona McDonald's până pe platoul Revoluției, după care acolo urma să fie un moment artistic. În jurul orei 16:30, toate telefoanele au început să țârâie, să cârâie din partea lui Alert, că vine o furtună, adăpostiți-vă, adaug și eu, lăsați deschiderea baltă, că vine furtuna. Nu, am avut curaj să nu abandonăm deschiderea și am avut un noroc foarte, foarte mare. Sigur, în jurul nostru totul era întunecat, noi am avut o pată de soare cu care am reușit să ne ținem festivitatea de deschidere în foarte, foarte bune condiții. Am defilat de la McDonald's pe platoul Revoluției, în urma fanfarei, o deschidere foarte frumoasă. Concurenții, după ce au defilat, s-au așezat pe acele frumoase cuburi oferite de către Primăria Baia Mare, mulțumim pentru asta, și au asistat la un moment artistic oferit de cine era cel mai reprezentativ pentru Baia Mare și Maramureș decât Ansamblul Național Transilvania. Un moment foarte frumos, deosebit, le mulțumim foarte mult. A fost o deschidere, într-adevăr, foarte reușită. Oaspeții noștri au plecat de acolo cu sentimente frumoase de acolo. Te spunem că prezentatorul la scenă la momentul deschiderii oficiale au fost Dan Coardă și cu Radu Țolaș. A urmat duminica aceasta, deci a fost duminica această deschidere oficială, urmată foarte rapid, să spunem pe un timp aproape canicular, toate 5-6 zile de concurs, prima probă de oraș, dacă nu greșesc, cea de sprint urban, dacă nu greșesc, o primă probă în care cei prezenți și-au arătat măiestria și o să te rog să detaliem fiecare probă în parte, pentru că proba de sprint urban, la care au participat 153 de sportive și 174 de sportivi, a venit să deschidă și să suscite interesul iubitorilor și băimărenilor pentru acest sport, cu timp foarte bun reușit de
cei care și-au adjudecat această probă, vorbind de Rita Mara Maroșii cu 15-13 campioană mondială la proba feminină. Locul 2 e o norvegiancă, Pia Jungvik, și Lina Ojanaho din Finlanda. Iar la băieți, Germania locul 1, urmat de un francez pe locul 2 și un alt german pe locul 3. Da. Pentru început, din nou, vreau să mulțumesc autorităților, Consiliul Local și Primăriei Municipiului Baia Mare, care ne-au ajutat să închidem și au fost de acord și au dat seama că evenimentul este mult prea important. Aici te vedem inclusiv pe tine în acțiune, în momentul când strângeați, practic, strângeați aceste cuburi foarte rapid, v-ați mișcat. Da, trebuia să degajăm locația de deschidere și am evacuat acele cuburi cât am putut noi de repede. Da, dar să revenim. Mulțumim autorităților că au închis o parte din drumurile importante din Baia Mare pentru a se desfășura în foarte bune condiții acest campionat mondial, pentru că altfel era practic aproape imposibil ca concurenții și mașinile să se înțeleagă cumva în aceste condiții. Acum, sigur că mulțumim, s-a închis și Bulevardul Unirii. Am creat disconfort. Mulțumim cetățenilor care au înțeles că a fost pentru o cauză nobilă, a fost un campionat mondial care s-a desfășurat la Însă și voi, interesant, ați conceput oarecum probele evitând rutele importante, căile importante de acces. După cum bine își dau seama telespectatorii, linia de finish în cele două zile unde s-au desfășurat probele de oraș au fost în zona Camerei de Comerț, centru de dializă, în zona aceea s-a aflat acest finish, iar voi ați avut trasee care oarecum au evitat cât s-a putut aceste tronsoane importante. Și aici mă refer la faptul că ați fost pe rachetei, deci ați prin spatele acestor instituții. Exact. Deci am folosit zonele din cartier. Prin spatele finanțelor publice. Exact, deci, da. Deci am folosit zonele mai puțin, sau nu neapărat mai puțin, zonele mai cu viteză mai mică pentru mașini. Deci chiar nu puteți fi acuzat de faptul că ați creat un disconfort locuitorilor. Repet, și dacă am creat un disconfort, a fost pentru o cauză foarte, foarte nobilă. Și a fost doar pentru o perioadă de 2, maxim 3 ore. Și dar, să spunem, și alergarea, scuză-mă, sportivilor a fost oarecum aerisită, adică nu s-a venit în grupuri mari de alergători. Asta e datorită faptului pentru că concurenții pornesc decalat, nu pornesc toți odată, ci iau startul din minut în minut și de aceea este acea degajare. Dar poate că am creat un disconfort cetățenilor din cartier și din zonă. Dar noi zicem că am compensat cu faptul că cetățenii din cartier au avut ocazia să vadă o multitudine de concurenți din atâtea țări, din 40 de țări. Eu cred că este pentru multă lume o chestie inedită și o încântare să vezi faptul că tineri aleargă cu hăinuțele lor frumoase, cu inscripționate cu numele țărilor pe spate, să vezi atâtea țări deodată în cartierul tău, eu zic că este ceva inedit și pentru multă lume, eu zic că a fost o plăcere și să le rămână în memorie asta. A fost prima zi, cea cum spuneam, de sprint urban. Am conferit sau a început să asigure sportivului băimănean Cătălin Vădean statutul de lider al unei generații. Și de ce să spun acest lucru? Pentru că această sintagmă a fost folosită și o să vedem mai încolo pe interviurile președintele Federației Române de Orientare,
dar și a poate cel mai important om din Orientare ca sportiv, ca performanță, Ionu Zincă, a avut cuvinte laudative la adresa lui Cătălin Vădean. Și de ce spun? Pentru că la sprint urban din cei 6, România a avut un loc de 12 sportivi, 6 fete, 6 băieți, Cătălin Vădean locul 39 cu 17-21, urmat dintre colegii săi, locul 77 de Ervin Vic, 134 un Andor Cic, Andrei Ancic 136, Adam Voroș 143, Lucas Tămaș 164. Cum la fel trebuie menționate și clasările celor două bemărenci, Andreea Manu și Alexandra Roman cu 21-51 ca timp și 23-46. Cum s-au văzut aceste prime rezultate ale delegației României și implicit faptul, cum spuneam, că Cătălin Vădean începea să-i fie atribuit acest statut de lider al unei generații? Deci, din start, trebuie să menționez faptul că CS Electrosistem a fost club organizator și în Orientare, mai ales, trebuie să se definească clar conceptul de organizator față de conceptul de concurent. Astea două nu trebuie să se intersecteze vreodată, pentru că din start hărțile și zonele sunt secrete, nu e voie ca clubul organizator cumva să dezvăluie nimănui traseele de concurs. Ele trebuie văzute doar în momentul startului de către toți concurenții, indiferent că sunt din Brazilia, Australia, Noua Zeelandă, SUA sau sunt de la clubul sportiv Electrosistem. Și eu personal m-am detașat de lotul național al României, dar sigur că nu puteam, nu m-am răbdat să nu arunc și un ochi la performanțele obținute. Ți-a fost aproape imposibil să urmărești evoluția competitorilor noștri. Sigur, deci am avut multe aspecte pe cap, dar, cum am zis, nu m-am răbdat să nu arunc un ochi și la ce fac sportivii noștri. Și da, Cătălin Vădean mi-a sărit în ochi faptul că din 174 de concurenți la start, atât au fost, da? Deci în campionatul mondial la categoria băieți s-au acordat locuri de la locul 1 la 174. Ca să vii pe locul 31 într-un campionat mondial unde vin la start toate țările nordice, Cehia, Elveția, Franța, țările baltice, Ungaria, să obții un loc 31, adică în prima cincime a clasamentului, este ceva într-adevăr deosebit. Este foarte greu să ne punem, să ne luăm la trântă cu țările nordice, care ei și-au transmis în direct la televiziune, la televiziunea lor națională, această competiție, mai ales în cazul campionatelor mondiale de seniori. Noi suntem cum suntem, suntem pe plan local. Asta înseamnă că Cătălin Vădean, dacă a venit pe locul 31, înseamnă că a învins câțiva componenți din loturile puternice prezente la Baia Mare. Și asta este într-adevăr o performanță deosebită pentru noi. A urmat a doua zi cu proba de ștafetă mixtă, dacă nu greșești 58 de echipaje, de echipe, ori 4 sportivi, deci circa 232 de sportivi prezent, cu o remarcă interesantă. Lotul României și-a format două echipe, România 1, România 2. La România 1 l-am regăsit pe Cătălin Vădean cu 28-14 ca timp, iar la categoria România 2, Alisa Tudorache, Nando Cic, Ende Ioncic și Daria Gălățeanu. Așadar, două ștafete ale României. Din nou, la feminin, Ungaria devine campioană mondială, Norvegia și-a asigurat argintul, iar Finlanda medalie de bronz. Deci, iată, din nou, țări favorite, dar cu o evoluție la fel de bună al României, care a ocupat pe această probă
locul 22 la nivel mondial, cu un timp de 56-26. Da, este un loc decent, mai ales că timpul realizat este foarte aproape de câștigător. Dar proba de ștafetă mixtă, care a fost a doua zi în cadrul cele de-a doua zi din cadrul campionatului mondial, este de departe cea mai spectaculoasă. Este o probă foarte rapidă, cu multe, multe răsturnări de situație. Inițial câștigase Norvegia 2 în această competiție. Dar după citirea dispozitivului de cronometrare și verificare, s-a constatat că Norvegia 2 sărise un post de control și atunci Norvegia 2 a fost descalificată și Ungaria, care venise pe 2, a cucerit titlul de campioană mondială. Ivan, o să te întrerup pentru că, iată, o să avem parte de un scurt calup de publicitate, urmând să revenim cu partea a doua, cu acest important examen al maturității, este vorba de campionatul mondial de orientare rezervat tineretului.